Zeci de copii și tineri din Alexandria, tinere speranțe ale scenei românești și actori în devenire, și-au etalat talentul actoricesc în cadrul ultimei etape, cea de teatru, a concursului Și eu iubesc Alexandria. Scoate biletele! S-am scos biletele! S-am scos biletele! Poți că te omor, mă înțelegi, te omor! Din fragmentul Două loterii, Luca Caragel, l-am interpretat pe domnul Lefter. Și cum ți s-a părut personajul ăsta? Mi s-a părut foarte nervos și practic un pic dus la minte, pentru că îi asocie mințile banii. Membrii juriului, actori și mai vechi prieteni ai tinerilor din Alexandria, Denisa Nicolae, Vladimir Purdel și Liviu Romanescu, s-au arătat încântați de prestația micilor actori. La ce mă uit eu e bucuria cu care copiii au lucrat, coordonatorii au încurajat procesul și nu rezultatul. Îmi place să văd adolescenți și copii pasionați de teatru. Ai pus ochii pe vreun actor astăzi în cadrul concursului? Chiar da. Chiar am pus ochii pe vreo 2-3 care și-au arătat așa cumva talentul foarte liber și s-au exprimat foarte frumos. Micii actori de astăzi sunt așteptați și la festivalul IDEO IDEIS, spune Liviu Romanescu, directorul festivalului. E practic piatra de temelie pentru un IDEO IDEIS, oriunde ar fi el, în orice oraș ar fi. Așa a început și IDEO IDEIS-ul, de la un concurs asemănător, deci e important să se sădească sămânța. Festivalul de teatru tânăr IDEO IDEIS are loc în fiecare an în perioada iulie-august în Alexandria și reunește sute de tineri din toată țara.